lucrurile, să spunem așa, s-au limpezit, iar pe linia noastră de muncă, privind consumul de substanțe cu efect psihoactiv, vreau să vă spun că în această perioadă, perioada în care a făcut dumneavoastră referire, nu s-au întâmpinat probleme deosebite. Purtatul mai știi. În ultima perioadă începem să o purtăm și în locurile deschise, da. cam peste tot. Un consumator știu că este recunoscut și după expresia feței. Odată cu purtatul măștii, ne putem da mai greu seama de cel pe care îl avem în față, că ar fi un posibil consumator? În primul rând, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, regulile de distanțare socială și de purtare a măștii devin, pe zi ce trece, o certitudine, o obligativitate pe care toți cetățenii trebuie să o respectăm pentru a trece cu bine, să spunem, acest moment delicat din viața fiecăruia. La întrebarea dumneavoastră putem să vă spun că atât lucrătorii de poliție și nu numai, jandarmerie sau alte unități specializate au metodele și pregătirea necesară ca oarecum să-și dea seama despre semnalmentele unei astfel de persoane. Dar încă o dată o mică paranteză, punctez, consumatorul de droguri, conform legislației din România, nu este considerat infractor. Infractorul este deținerea, oferirea spre consum și multe alte aspecte care sunt prevăzute în legea 143. Alături de dumneavoastră este și domnul psiholog, colegul meu, da. Ana Traian. Domnule Traian, vorbeam într-un interviu recent despre modul cum pot fi recunoscuți pe stradă consumatorii de substanțe ușoare, nu droguri grele, după expresia feței. Cât de mult contează în momentul de față purtatul măștii în recunoașterea unui astfel de consumator? Aici sunt de luat câteva lucruri în vedere. Pe de-o parte, dacă vorbim despre recunoașterea, să spunem, cuiva care a consumat cannabis, ne uităm nu numai la partea de fizionomie, adică cum sunt ochii, dacă pupilele sunt dilatate, dacă s-a înroșit aceste pupile, ne uităm în mod special la comportamentul lui, că este un comportament atipic, neobișnuit, în sensul că, pe de-o parte, de exemplu, în perioada asta în care durează efectul consumului de cannabis, în această perioadă, un consumator este incoerent în a formula anumite fraze. După aceea apar momente în care râde fără un motiv anume, fără ca cineva să spună o glumă sau altceva pe lângă el. Un al treilea element este atunci când vede o persoană îmbrăcată în uniformă, că reprezintă o instituție de aplicare a legii sau nu, are un, să spunem, o anxietate foarte ridicată. Sau unii dintre ei chiar experimentează atac de panică pe moment. Se gândesc că persoana, chiar dacă nu a venit țintă la ea, se consideră că el este cel căutat, el este cel vizat. Și atunci, dintr-o dată, nu știe ce să facă, cum să fugă mai repede sau alte lucruri. Adică, dintr-o dată, îl vedem calm și atunci când vede pe cineva îmbrăcat într-o uniformă, cum ar fi cea de poliție, imediat se sperie. Bun, acestea trei, să spunem, ar fi câteva comportamente neobișnuite. Ulterior mai apar, de exemplu, și în felul în care merge pe stradă apare un indiciu, și anume apare o ușoară întârziere în realizarea mișcărilor, în realizarea pașilor. Și de asemenea mai sunt alte câteva lucruri în ceea ce privește grupul. De obicei, acești consumatori nu sunt de unii singuri pe o bancă sau undeva într-un loc anume, ci mai sunt cu încă 2-3 care prezintă aceleași semnalmente. Și atunci, cumva, oarecum, să spunem, cam acestea ar fi indiciile
care pot să ne trezească interesul că aceste persoane ar fi consumatoare sau nu. Domnule comisar, astfel de persoane euforice se întâlnesc la toate categoriile de substanțe? O mică paranteză, dacă îmi permiteți, din ce am constatat în dialogul avut cu această categorie de persoane, vreau să vă spun că ei au un dezinteres total față de purtarea acestor măști, nu își fac nici cea mai mică problemă la riscul la care se expun sau expun pe alții. Iar, în general, pot să vă spun așa că iau un derâdere, să spunem, aceste reguli necesare. Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, într-adevăr, au de moment, să spunem, acea stare, să spunem, de euforie, de luare în derâdere a regulilor, dar pe urmă apare și reversul monede, se spune medalie, când vin cu episoade de anxietate, de panică, de tulburare, de paranoia. Domnule psiholog, știți că o bună perioadă în Râmnicu Vâlcea s-a consumat foarte mult, s-au consumat etnobotanicele. Consumatorii de etnobotanice aveau aceleași, nu senzații, acea stare precum cei care consumau cannabis sau altfel de droguri ușoare. Este o diferență între aceste două categorii de droguri? Da, apăreau la cei mai mulți dintre ei unele, să spunem, experiențe antagonice. În sensul că, pe de o parte, simțeau și această stare de euforie, de relaxare, și la un interval foarte scurt de timp avea o stare de încordare, de irascibilitate, de nervozitate. Și lucrurile acestea nu prea se regăsesc la consumatorii doar de cannabis.